Astăzi s-a încheiat prima perioadă de înscriere la grădinița a copiilor nou veniți pentru anul școlar 2016-2017. Copiii pot fi înregistrați la grădiniță în două etape. Cei care nu au putut din diferite motive să-și înscrie copiii în prima etapă mai au la dispoziție perioada 27 iunie-29 iulie. În această categorie intră și cei ale căror cereri au fost respinse din cauza opțiunilor insuficiente din fișa de înscriere sau din cauza lipsei de locuri la grădinița dorită. Aceștia vor putea depune cererile încă o dată și apoi aprobate până la finele lunii august. Astăzi se finalizează prima etapă de înscriere a copiilor la învățământul preșcolar. În județul Giurgiu s-au înscris până în acest moment peste 1000 de preșcolari. Urmează a doua perioadă de înscriere în intervalul 27 iunie-29 iulie, însă asigurăm toți copiii și, bineînțeles, părinții acestora că nu vor rămâne în afara unităților de învățământ preșcolar și toți copiii care doresc să meargă la grădiniță vor avea loc. Fiecare grădiniță trebuie să aibă un orar propriu pentru înscriere și să-l pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate, atât la vizier cât și online. Totodată, unitățile de învățământ preșcolar trebuie să informeze cu privire la capacitatea grădiniței, numărul de locuri aprobat pentru anul școlar 2016-2017, criteriile de înscriere și, în perioada 4 mai-29 iulie, evoluția zilnică a înregistrărilor.